da. Bravo, cere scuze. Oricum trimite echipajul, am un... Nu, chiar nu, chiar vreau să văd dacă vine cineva, adică vreau să văd dacă am încredere în poliția locală. A trecut Gorai de la TP, chipurile desenează Gorai de la mașinile. Ce scrie, mă, sclav, ce scrie? Sclav scrie, bă. Bă. Nu se pune, mă, mamă. Bă, da, asta nu e distrugere să moare dacă te mint? Dar intră la... Bă, Gorider-e, bă, tu ești tâmpit? E vandalizare? Bă, nebunule, nu e sănătos. Chiar vreau să văd dacă vine cineva, adică vreau să văd dacă bă, am încredere în poliția locală. Bă, Gorider-e, stai să vedem context. Stai să vedem contextul, bă, liniștiți. Nu se pune, mă, mamă. Hai, mă, gata. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod în care îmi bag în CFR. Da, ați auzit bine, îmi bag tot CFR-ul și în toată morțimea lor și în toți răniții și în toată familia lor și să îmi toată familia lor de ceferiști. S-a început bine, live-ul ăsta. Nenorociți. Wow, a zis unul că să ne faci cu mâna de la pușcărie. Nu intră la pușcărie. Ce vrei? Așa? Pe acolo. Bă, nu e sănătos, băi, omule, bă, nu există. Bă, e și panorama, domnul. Bă, trage cu pistolul, cu bule, bă, să mă oraia dacă te... Bă, nu există așa ceva, trăiți-ar familia. Ce vrei? Bă, nu există. Așa? Pe acolo. Lăsăm chestia asta, bă, stai că mi-a venit ceva în minte. Voi știți cât de periculos să ai... Uite, în America, de exemplu, să ai pistolul ăsta de jucărie în mână. Bă, mâncava și gura voastră. În America își uda unul curtea. Și ce credeți, mă, frate? Omul uda... își uda grădina. Și un alt vecin probabil a sunat la poliție. Nu știu contextul exact ce s-a întâmplat acolo. Și lui ăsta a rămas, ce crezi, a căzut ăla furtunul și a rămas pistolul la mâncață și gurată de udat. Și a venit poliția și l-am pus și cam în cava și gura voastră. Bă, e real. A venit poliția și l-am pușcat. Bă, cu furtună de la udat. Cu pistolul de la udat apa mâncat și. Ca să înțelegeți și voi cât de periculoasă e America. Acolo. Aolo. Bine, bă, dar sunt și nebune acolo, bă, frate. În momentul când vine polițistul și îți spune, bă, ridică, bă, mâinile sus. Ține, bă, mâinile așa. Bă, ține, bă, mâinile așa. Vine polițistul și spune, bă, că ăla stă cu mâna pe la spate, până alea, îți dai seama la câte nerole ce se întâmplă mâna. Și ăla spune, bă, ține, bă, mâinile sus. Și nu vorbă să ridice mâinile, nu știu. Când îți spune, ține, bă, mâna pe volan, bă, dar nu înțeleg de ce nu fac așa, mă. Bă, ce ai de pierdut, mă, mâncați și gurata, că ții mâna pe volan așa. Care e diferența? Că ții mâinile așa puțin. 2 minute ții mâinile așa, efectiv. Nu v-a mers. Nu v-a mers. Da? Bă, dacă vine un polițist la voi, ascultați-mă. Bă, ascultați-mă, că mi s-a întâmplat deci cred că de mii de ori. Să vină să... Nu știu, e ora 4, noaptea, sau alea, și vine poliția. Uite, noi fiind în zona de frontieră la Giurgiu, se mai întâmpla noaptea, mai venea poliția la tine, că te prindea pe o bancă pe la 4 dimineața pe acolo și venea și îți lua datele. Îți cerea buletinul și dăteai datele. Și aia era tot. Mă, era lume de să lua la ceartă, că stai, că de ce să-ți dau buletinul, că pe alea, că cu tare, că... Dă-i, bă, buletinul la o mâncață și curată. Că își face treaba, efectiv. Nu știu. Ia uite. Asta nu e să mă tu zbătrei, bă, a luat-o razna. Nu! Pac. Eu nu pot să cred. L-am pierdut pe Gorai, dar vă zic de acum. Cred că există STB-ul cu Insula Iubirii. Radule, ce... Robert de la Insula Iubirii! Pa, 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 pa.
capacul. Nu mai e. E sparte, la revedere. Nu. Mamă, nu te cred. Nu te cred că a făcut. A făcut ca mine, băiatul de la Globo. Respect. Nu-i spune-a mea. Pe exact. Ce mai face de bun? Ia, scoate pistolul. Pistă. Pistă pentru biciclete. Ești un rider? Da. Oh, salut. Salut, salut. Chiar mă gândeam că te găi. Tot el face urât, știi? Dacă sună politică. Degeaba sună poliție, că pleacă până atunci. Ia. Nu știu, vreau să văd dacă zice ceva. Poftim? De ce s-o lasă trec, auzi? Nu, sunt biciclist pe pista pentru biciclete. Sunt biciclist pe pista pentru biciclete. Și tu de ce ești pe carosabil? Ești mașină? Ești mașină? Nu știam asta. Nu știam. Dai chitanță? Dai chitanță? Cam mult, da, bine. Cam mult. Bine, înțeleg că de ce se duc așa, dar de ce comentează? Stai că mai vine unul. Dar tu n-ai comandă? Am avut, dar am dus-o și acum... Am înțeles. Mă relaxez. Ăsta da. Nu, ăla cu noi, lasă să-ți ducă și pe bani întâi. Nu, ăsta, Fordul. Să se ducă înapoi. Mai bine și așa cu Skoda. Dreapta. De ce semnalizează dreapta? Știi? Tot el e simțit că ocolește coloana. Tot el vrea drepturi, știi? Da. Respect că ăsta nu l-a lăsat. Da. Da, hai că... Hai. Destul. Hai de cap, mamă, mor aici. Hai de capul meu, s-a dus 4 ani din planeta asta. Ireal, bă, ireal. Ce căcat! Măcar nu mai sta în spatele meu atât. Măcar nu mai sta în spate. Yeah. Omule, ești pe pista pentru biciclete. Da, mă, pe cineva! Da, mă, de pe pistă. Știi de unde te-a trebuit să iei? De pe bana întâi. Pe bana întâi oprești. Te-am atins? Nu, da, nu mai atins, nu? Da. Nu mai atins. Trebuie să mă atingi? Deci trebuia să mă atingi ca să fie ceva. Nu că mergeai pe pista pe duce și în spatele meu. Și m-am trezit cu tine în spate, nu? Păi, și mă crezi că te-ai oprit. Ok, sunt pe pista de biciclete. Perfect. Păi normal că mă opresc. Nu sunt de vină dacă se întâmplă ceva. Dar ți-am făcut ceva? Da, că mergi pe pista pe biciclete. Nu, mă, pe cineva. Da, mă, bine. Pe acolo. Uite-te, ăsta lăsă-l-o toți la cap. Nu se intre și la cu BMW, frate. Vezi că bicicleta asta nu e omologată. Salut. Băi, nu știu, adică... Stai ara bătai pe tine când ai casca asta? Da, ce lasă-mă de mai. Oulu, ești bine? Cum ne-am speriat. Ce aici, bă, bucați? Bolo, vai, groapă! Groapă! Vai de capul meu! Șai, mă, nebunule! Mamă! Dai, trece în față puțin.
Stai, să trec eu în dreapta. Bicicleta ta? Ce e cu bicicleta, mă? Nu știu, Crăciun fericit. Hai, Moș Crăciun, hai. Oricum mai trecut vederea, adică uite acolo unde ai deschis cu portiera, am menționat. Am menționat odată, știi? Chestia asta, dacă îți deschizi ceva ușa în față, aici când e, sunt mașina e parcat pe pistă. Da, 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 da. Bravo, cere scuze, cere scuze. Ești atât de proastă. Du-te, mă piși pe tine și pe... Asta nu-s de acord. Că e proastă, că le poate să fie nevasta cuiva, sora cuiva. Nu știu. Și nu neapărat în cauza asta. Totuși e oameni. Nu știu ce să zic. A greșit alea dacă ne luăm toți morți în pula cât greșim pe-n trafic. Ne vedem pe YouTube! Ne vedem pe YouTube! Am mai văzut de câteva ori. Ce-a făcut? Hey, ce s-a întâmplat? Am văzut de a claxonat. Să claxoneze la un moment dat. Da. Zici să-ți dea subscribe ca să se vadă. Băi, poluez fonii, crede-mă. Bol. Bă, cât de prost să fiu. Să merg 5 km să-mi dau seama că mi-am uitat. Degeaba dacă e prost, e prost și dacă e mama cuiva. E vorba despre asta, că e femeie sau că e bărbat. E vorba că... Anastasievici? Pe Spraua Independenței. A, pierd undeva pe asta. Bol! Oh, mă, uite-l pe ăla ce fac. Bă, cât de prost să fiu, să merg 5 km să-mi dau seama că mi-am uitat ghiozdanul. La 1 noapte. Aolo, oh, numai. Pe roșu, așa. Salut, Mirel, salut. Roșu. Da. Stai. Să dai și tu un claxon din ăla. M-ai prins. Hai, pa. Și sunt mașini parcate pe trecerea pentru pietoni și pe pista pentru biciclete în același timp. Deci, Păleonte Anastasievici, da. Poftiți? Păleonte Anastasievici? Pe Spraua Independenței. În față la Spitalul Universitar. O să trimite un echipaj nou. Da. Bine, mulțumesc. Da, da, da. Zi bună. Mașina asta de Argeș și mașina asta de Buzău sunt parcate de... Mai bine de 10 minute decât sunt eu aici. Am evitat aici, vezi? Da. Am pus, dar oamenii sunt ai drept, uite cum a pus. Da. Da, eu n-am cum să le zic nimic, că îi zice că e domeniu public, m-ai înțeles? Că e domeniu public? Da, acolo, m-ai înțeles? Da, eu le-am zis să nu mai parcheze, dar îi zice, domne, nu, acolo e domeniu public, tu-ți faci serviciu aici. Da, și trecerea 25 de metri? Aia de la poliție trebuie să o ocupe. Păi nu, acum eu am sunat poliția, vă... De... Foarte bine acolo. Mamă. De curiozitate am vrut să văd dacă vine acum, am sunat locală, să văd. Dar... Eu am sunat odată și a venit numai peste 4-5 ore. Peste 4-5 ore? Vai de capul meu. Băi, omule, ai înțeles? Am înțeles, zi bună, că e jale. Domeniul public. După 4 ore a venit și e. După 4, da, ce să mai zic. Ore! Alo, bună dimineața din nou. Da, vine nicio mașină. Și am sunat acum 32 de minute. Știu când le-am sunat dumneavoastră numai, că la ora 10 până la ora 10 și un sfert, colegii mei sunt la dirijere, 413 septembrie, după să trimit un echipaj la circulație. Acum urmează să le dau, să vin acolo, să vă despre ce este vorba. Am înțeles. Și până când să am așteptări? Păi nu trebuie să ai nicio așteptare, că nu trebuie să rămâneți dumneavoastră acolo, eu oricum trimit echipajul, am un... Nu, chiar nu, chiar vreau să văd dacă vine cineva, adică vreau să văd dacă am încredere în poliția locală. Pur și simplu. Pur și simplu. Adică, da, nu luați-o, să nu luați personal, da, doar așa. Da. Am înțeles, eu o să trimit un astfel de echipaj, numai că până la orele 10 și 15, colegii mei sunt agrenați și zice,
Crughir, pe axul 13 septembrie și nu putem să scoatem niciun echipaj. Ah, am înțeles, am înțeles. Comunicator. Am înțeles. Și acum o să trimit echipaj imediat. Am înțeles. Da. A, bine, deci tot. A, mulțumesc, mă scuzați. Sănătate, numai. Zi bună. Dansează baba. Nu mai jucă Horasant. Hai că m-am plictisit atât de tare încât când șefam bănică. Aud voci în capul meu, mă consiliază, mă înțeleg, vorbesc cu mine. Ah, să mă fac comod, că până vine poliția, durează ceva. Opa, a venit. Băi. Au. Am dat explicații la... Băieții grei. Bună ziua, scuzați-mă pentru sesizare. Aici, da. E o mașină de buză care stă de oră acolo. Deci fix acolo, poți să îndrăgi pe paznic. Da, da, eu am văzut. Deci mașina de buză fix acolo stă de oră. Deci mașina de buză. 4 milioane da, jumate, da. Cred că cam așa fac. Momentan o să aplicăm și aici măsuri. A, am înțeles. Care merge la mașina de buză, da? A, da, am înțeles. Bine, auzi cum asta. O zi bună. Copru ai. 7 și 10. A plecat? Fă ce facem? Ăla de trebuie să primească amendă cu mașina albă. Aaa, acum o parchează regulamentar. Aha, aha. Ești bun? Ok. Da, mă, România, mă. Nu vă schimbă cu unul nou? Și acum scoate bățuș. A, da? 2024, mâncați aici gurata. Chinezii au trenul care merg cu 500 de km la oră. Minim 500 de km la oră. Dar ajung dintr-un capăt în altul în 5 minute. În 2024, în capitală europeană, București, mâncați aici gurata. Tramvaiul schimba cazul cu lemnirii. Da, mă, da. Da, mă, da. În 2024, în capitala europeană București, avem trolibuze din 80 și schimbăm acazul la tramvai cu bățul. A? E bine. Nu știu dacă e de râs sau de plâns. E foarte bine. Zi bună. Am mai luat pe cineva. Da, am mai luat pe cineva. Ok, o să am încredere în ei, că o să dea și la ala de Buzău. Ok. Bă, foarte bine. Nu vreau să fiu rea să cim războiul Cluj-București, dar când am fost la București în toamnă, bă, voi, păi sunt stații de autobuz în Cluj, inteligență de țâncari și telefonul, mâncați și curata și pe lângă asta e o bicicletă din aia care dacă nu știu cât dai la ea, îți dă bilet pe gratis să mergi cu ATB-ul. Despre ce vorbim, bă, trăi, bar familia voastră? Clujul e sus de tot, tat. Să nu se mai vorbească bucureștine, Clujul e, e sus. Ce a, ai? Desigur, desigur, desigur. Nicio problemă. Clujul e sus de tot. Bune, bune. O punem, pe balustradă? Nu. Trebuie ridicat aici. Zi fumătorul. Ce să? Ce fac acum? Asta e angmo? Trebuie să-mi vandalizez mașina? Să-ți vandalizez mașina, da. Ca să nu mai strige lumea. Ori, e regizat, da? Bine. Puh! Gata. A, era al lui, mă. Bă, vedeți, bă, l-ați înjurat degeaba pe om. Ați văzut? Ați văzut?
Toată lumea l-a înjurat, bă, mâncați și gurata. Ce facem acum ăștia de la înjurat? Dă ceapa. L-am înjurat, dă ceapa. Hai că a rămas ventuza aici. Na. Cred că o să șer cu limba data viitoare. Mamă! Cred că ne cere noi scuze. Oprești și 10 secunde, o ia puceat. Nu se pune, mă, mamă. Mască rămânat și nu-i frumos. Hai, mă, gata. Puh. Bă, ăștia care mai faceți vloguri după bicicletă, gen...